în spate de desfășura ședința. Ați primit material de ședință și procesul verbal al ședinței anterioare. Discuții? Supunem la vot procesul verbal din 26.02.2021. Votul pentru. Împotrivă? Se abține cineva? 14 pentru, 0 împotrivă și o abținere de 2019. Domnule președinte, Paris Salim, vă rog să vă luați vădătura ședinței. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Bună ziua și bine m-am găsit. Vă ajută la consilieri. Vreau și cred educația așa cum a fost scrisă. Așadar, astăzi, următoarea ordine de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren aparținând UAT Sascur, proiect numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului contribuției Consiliul Local al Comunei Sascur la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap și aprobarea contractului cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021. Telefoane pe silențiu, vă rog. Proiect de hotărâre numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Sascur, județul Bacău. Proiect numărul 4, proiect de hotărâre privind modificarea HR 73 din 25.10.2018 privind aprobarea regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționarea celor de atribuire a locurilor de teren în conformitate cu prevederile legii 15/2003 privind sprijinul acordat în urmă cu construirea unei locuințe proprietate personală. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unor imobile situate în intravilanul Comunei Sascur, județul Bacău, aparținând domeniului privat al Comunei Sascur. Proiectul numărul 6, este raport privind starea economică, socială și de mediu a UAT Sascur pe anul 2020 și 7 diverse supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? 15. Abținere împotrivă? Nimeni. 15 de vot. Bun. Propun suplimentarea ordinii de zi cu încă două proiecte. Un proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Comunei Sascur, județul Bacău și proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în conținutul HR 65 din 26.08.2020 privind instituirea dreptului de uz și servitude în favoarea Agenției Naționale de Îmbunătățire de Îmbunătățiri Funciare, filiala teritorială de îmbunătățiri funciare Bacău. Se pun la vot cele două suplimentare. Votul pentru 15, da? Împotriva, abținere 0-0. Așadar, proiectul numărul 1, avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Favorabil. Cu discuții. Comisia numărul 2. Favorabil cu discuții. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții. Da. Comisia numărul 1. Este vorba despre aprobarea acestei dezmembrări a unui imobil de teren aparținând UAT-ului Sascur, UAT-ului Sascur. Întrebarea mea este, unde se află aceste terenuri? În Schinerii, în Răinu. Da, și da. Și o altă întrebare, acest teren este liber? Ca să nu avem iar neplăcerea care a fost... Este intabulat. Este intabulat. Numai că dezmembrarea este egală. Adică bună multă fără de ei. Da, numai că trebuie să ne putină de egală de făcut. Da. Să fac ca și de vreo lună și jumătate s-a modificat legea și apare rezervă în Comisia de Aplicare a Legii în Fondul Social. Că și-a dat seama că e o prostie. UAT-ul, dacă devine proprietar, nu poate ridică concesionar sau închiriat sau alte forme legale. De când? Și nu putea fi proprietar, pe terenul proprietar a fost la oameni. Și s-a ajuns la concluzia Comisia Juridică că trebuie făcută completarea să vină în proprietatea Comisiei de Aplicare a Fondului Social. Alte discuții mai sunt? Dacă nu, supun la vot proiect numărul 1. Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. De 16, da?
Un proiect numărul 2, avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Bun. Discuție. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul numărul 2. Voturi pentru. Aici avem o problemă, nu suntem ceva. Nu e greșeală de redactare sau putem să aprobăm ceva retroactiv, pentru că scrie pe anul 2020, la articolul 1. Este greșeală de redactare sau care e explicația? Deci se aprobă nivelul pentru mulți consiliul local? Nu, pentru anul 2021. Eu văd că anul 2020, de asta mă întreb ca să știm. Nu putem să aprobăm ceva retroactiv. 2021. Comisia 1, favorabil. Comisia 2. Comisia numărul 3. Favorabil. Sunt discuții la proiectul numărul 3? Nu. Supun la vot proiectul numărul 3. Voturi pentru. Împotrivă. La proiectul numărul 3 a fost înțeles ceva. Corect. De ce este trecut la postul de consilier al achiziției publice și deputat? Asta eu ar vrea să-mi spunească explicații, pentru că deputat înseamnă să intru pentru prima dată în Breaslă, habar nu are cu ce se mănâncă proiectele astea europene și cred că este un compartiment foarte important și aici ar trebui cel puțin de la asistent în sus să fie postul în stare de funcție. Domnul primar, de asta îmi dați un răspuns dacă nu este. Pot. Cred că ar fi mai bine unul cu experiență. Nu găsim cu mare dreapta, dacă nu găsim doar a fost afișat cu toate. Da, în momentul când îl scoateți la concurs și el deja este... Dar sper ca persoana care s-a înscris să facă față concursului și eu v-ați deșteaptă, zic eu, dar nu vreau să argumentez înainte de a da concursul pentru că se interpretează că ea e vreun om de-a lui răuță, de-a lui răuță, dar... Să înțeleg că este un... Și domnul Gheghiț este partea din treaba asta și mă trage de hostări, să înțeleg că este persoană tânără care vrea să intre în administrație. De vreme ce o știți, înseamnă că eu te-am întrebat. Da, și eu sunt de acord, cu numai cu părerea. Nu am putut să-l întrebat. Realitatea e altă parte. Mă rog la părerea că ar trebui un om experimentat. Dar îți fac durea să te citesc. Eu sunt persoană. Marius, n-a fost interzis că să-mi scrii nimănui. Dar dacă poți fi făcut pentru debutant, cum poți să scrii unul cu experiență de 7 ani pentru un ți-l plătit ca și debutant? Copile, tu ai dreptate, dar dacă asta e situația reală... Nu sunt persoane interesate pe acest. Cred că ar trebui modificat și poți să vă cu experiență. Asta e părerea mea. Deocamdată care vine cu experiență, dar nu știi, îi câștigă de concurs. Eu zic că are experiență. Păi dacă are experiență, nu-i mai multe. A lucrat din școlă, nu a făcut vechime. A lucrat cum a lucrat. Știți cum se lucrează. Și mai la alb, și mai la negru, și mai... Poți, și votat. Supun la vot proiectul numărul 3. Nu? Proiectul numărul 3. Da. Voturi pentru. Împotrivă. Împotrivă sau abține, domnule? Împotrivă pentru că sunt transpus. Vreau să fiu transpus. Eu am fost cu experiență la comisie. Eu vă dau respectul european. Bine. Proiectul numărul 4, avizul comisiilor. Favorabil. Comisia 1, favorabil. Comisia 2, favorabil. Comisia 3, favorabil. Favorabil. Sunt discuții la proiectul numărul 4? Nu. Supun la vot proiectul numărul 4. Votul pentru. 15. Împotriva, abținerea. Proiectul numărul 5. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1.
Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Bun. Discuții la proiectul confirmatorie. Aici, la 4 de a, acolo completare. Da, bine, comisie. Aici e o completare până la comisie. Niște propuneri de completare din comisie. La comisie, doar la 4. La comisie. Da? Să propunem acolo la comentarea profesorilor. Din partea mea fac propunere de așa. Chiriac Maria, să completeze lista, Ienache Nicolae, Daraban Dragoș și Sandu Ionela. Pe lângă cei care au rămas în comisie... Apostol și... Pe cei trei. Paris și Dacă mai sunt alte propuneri... Altă propunere. Supun la vot propunerea de unanimitate. Bun. Comisia se completează cu cei patru. Sandu Dărăpan, Ienache și Chirea. Bun. Și proiectul numărul 5. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Favorabil. 2. Favorabil. 3. Favorabil. Discuții la proiectul numărul 5, domnul Chirea. Tot timpul văd că ne întâlnim cu niște cazuri de la domeniul privat, domeniul public, la vânzare, la concesionare și dăm niște terenuri care noi ar trebui, noi consilierii locali, să avem, cel puțin când discutăm despre domeniul privat al comunei, să avem un inventar al nostru, să știm exact ce domenii, care este domeniul privat al comunei Sasol. Noi nu știm acum care este domeniul privat. Trezim cu niște terenuri care trebuie să stăm și le gândim dacă sunt sau nu sunt. Există, domnul, o întrebare există în primărie la ora actuală, acum, la ora actuală există un inventar cu domeniul privat al comunei Sasol? Da. Puteți, în următoarea ședință, puneți la dispoziția Consiliului. Mare drag. Asta e întrebarea. Deci, vă rog, doamna secretară, consemnați, în următoarea ședință, în domeniul privat, nu public, domeniul privat, interesează, care o să fie tot timpul scos, la vânzare, la concesionare, la achiriere. Nu poți face pasul următor dacă nu l-ai inscris. Am înțeles, dar nu... Obligatoriu, trebuie să te înscrii cu el, prin hotărârea Consiliului Local, în completarea suprafeței în domeniul privat. Ca să nu mai discuți, să mai stăm pe unde este, care e terenul ăla, dacă există sau nu există, poate vine, poate o găsiți. Peste două au rămas mai la urmă, cum au rămas și la mine locurile, nu le-am cumpărat. Nu. Eu din neglijență, din coace, au rămas la urmă pentru că... Dacă există în domeniul privat... Problema nu este ca să nu acordăm sau să nu, care o spune domnul Maria. Să știm exact care sunt terenurile. Nu cumva încălcăm legea dacă ăștia nu sunt prinși în domeniul privat. Dacă noi le avem aici în domeniul privat, ce liste? Păi te-am luat o patru. Maria, noi suntem de rii răspunzători semnătarii. Deci, și noi care implicăm în asta. Și noi îl dăm. Dacă cumva facem prostia și nu implicăm. Am implicat plecat cu toți. Nu mă dăm asta. Alu, am oprit un pic. Doamne, sunt situații care nu se pășesc amândoi. Din punct de vedere politic, eu nu pot să dau un act dar nu e în privat. Scurt. Da, deci, domnul secretar, cu laboratoare, vă rog să prezentați. Mare drag. Bun, alte discuții la proiectul numărul 5. Nu sunt, să pun la vot proiectul numărul 5. Voturi pentru. 15, împotriva, proiectul numărul 6 este raportul de stare economică, socială și de mediu a de s-au pe anul 2020 de luare la cunoștință. Raportul. Așadar, trecem la suplimentare și apoi de venit. La raport. Este normal ca un raport prezentat de către o instanță, de către o societate, de către da, să fie pozitiv. Da, e normal ca fiecare conducător să arate părțile pozitive pe care le-a avut în anul care a trecut. Întrebarea mea este, chiar totul roz, nu mai aveți și alte lucruri care cred că nu au putut fi îndeplinite. Dar și nu e roz, ne-am mai dat un termen. Am înțeles. Deci aveți și lucruri care trebuiau cât de cât amintite, nu? Corect.
Vom face, Barnera, cu vom face. Avem în vedere. La raportul următor o să prezentăm și acele. Se roșește sau sunt galbine și până la raportul următor? Deci eu zic să merg roșii cu dolarul, cu euro la vaca ta și la oaie. Nu mai e galul în roșul. Bun. Rămânim tot pe roșu. Trecem la suplimentare. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al comunei Sacut, județul Bacău. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Favorabil. 2. Favorabil. 3. Favorabil. Cred că ar trebui să ne prezentați puțin despre ce este vorba. Abia am primit. Este vorba... Nu știm despre ce este vorba. Este vorba de un drum care vine exact după râpa Husmedeului. Primul la dreapta dintre terenul bisericii, ce a luat 180, Dumbrava Berești, care duce sus la stația de irigat, unde funcționa bazinele alea două de prea plin. Sunt deasupra viilor, nu? Bravo. S-a solicitat aprobarea Consiliului Local pentru că a avut o greșeală în hotărâre, în loc de 3.000 era 7.432. Și aici am intervenit cu această modificare pentru că, din fericire, ANIP Bacău a obținut o finanțare de schimbare a conductii. UAI-ul s-a făcut obținut o finanțare de 1.000.000 de euro pentru extinderea reparației în instalația de la European spre context. Atâta oară o repară în pe aia? E prima dată instalația principală. Dacă vă interesează, pot să vă răspund direct, domnul Costea. Sunt instalații, sunt de fapt două proiecte și au aprobat și o acordare de la bugetul statului. Dar dacă vedeți, pe 700 de hectare la ora asta se ridică. Acum mai intră încă 4 de hectare asta, despre asta este vorba. Și uitați-vă dumneavoastră cum e la șosea și cum plâng alte țărași care nu au posibilitate de a face lucrul ăsta. Și încetul cu încetul extindem acum și spre colegul Borțun, care și domnia sa se chinui să pun un proiect pentru irigații și sper să-l obțină. Avem aici Consiliul Local, avem aici tot, să vină bani. Nu contează cui. Bani să vină. Mulțumesc, coleg. Putem continua? Mai sunt alte discuții? Supun la vot proiectul numărul 1 de la completare. Voturi pentru, împotrivă, abțineri, domnule Nașchi, abțineri, pentru bani. Dar nu știu prezident ce e. Miga, tu de ieri și să-mi termin 24 ore să vin să completez pe acest lucru. Bun. Și proiectul numărul 2 al completării, proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale speculate în conținutul facerii 65 din 26-18-22. Devin instituirea dreptului de uși și servitude în favoarea Agenției Națională de Îmbunătățire Funciare, filiala teritorială de îmbunătățire funciare în Bacău. Deci e același lucru, numai că aici facem îndreptarea erorii din hotărâre. În loc de 6.430, în 6.432, cu care am venit o aprobare. Are legătură cu cea anterioară. Bun. Votul pentru. 15. Bun. 15.00. Bun. Diverse. La diverse sunt două referate. Unul către primarul comunei Sascut, avem regulamentul de aplicare la poliția locală și era un referat care îl avem deja în materiale a părintelui Dragomir de la Fonțeș. Bun, altceva la diverse, cine mai vrea să ia cuvântul, domnul Ionache, domnul... Nu, să facem proiect de hotărâre. La diverse pentru... Nu, aici vreau. Domnul Costea mai vrea la diverse, altcineva la diverse. Nu. Atunci, domnule Nacu. Deci, la regulamentul pe care l-a făcut domnul Stolori. Nu, merge amânat în ședința următoare, domnul Marius. Ok.
Sunt niște probleme să se strângă comisia împreună cu ei să facă treabă bună. Vreau să vă prezint o situație care este de câțiva ani, în satul Berești. Dumneavoastră o știți și bănuiesc că și colegii o știu, dar vreau să vă din nou. Situația cu preoții. La nivelul Berești, sunt doi preoți. Unul care este din parohia normal și celălalt care face parte din zestea bună, sau cum se cheamă, asociația. Problema mea pe care vreau să o ridic și care cred că suntem de acord dumneavoastră este că lumea este divizată. Pe mine nu mă interesează. Eu n-am dreptul să mă bag eu pe ăla, scurgește sau ăla, îmi bormătează pe ăla sau nu știu mai departe. Pe mine mă interesează. Haideți să găsim o soluție. Împreună. Să nu mai fie lumea divizată. Jumate cu ăla, ăla interzice cu ăla, să ducă la altul, să filmează unul pe altul. Și se creează situația de asta, a fost o mormântare recentă și am serviciile religioase, le-a făcut un proletar. La solicitarea în oriașul respectiv. Vin ceilalți, îl deranjează pe ăla. Haideți să găsim o soluție, să remediem. Eu am verificat. Ambii preoți funcționează în baza legii cultului. Deci amândoi îndeplinesc condițiile legale. Aveam informația că preotul pe Floreștean nu îndeplinește condițiile legale. Că am luat loc de garaj în biserică, m-am informat, am studiat legislația. Într-adevăr, spațiile pentru culte nu necesită o autorizație din partea primăriei sau presiunii locale. Deci ele sunt autorizate din Ministerul Cultelor. Rugămintea mea este să facem o întâlnire cu ambii preoți și să stingem acest conflict, să nu mai fie dușmanii în satul Berești. Asta este rugămintea mea, doamne. Să facem așa fel, să facem o întâlnire cu ambii preoți, sunt la dumneavoastră în birou, într-o ședință de consiliu. Cum spuneți dumneavoastră, să stingem acest conflict între oameni. Al doilea punct la diversitate, aș vrea să vă rog. Bănuiesc că la ședința următoare o să urmeze aprobarea bugetului. Să ne puneți și nouă la dispoziție un draft, o listă din investiții. Adică să, când venim la următoarea ședință, să avem și noi habar, poate venim pro idei, pro soluții, să construim împreună ceva, să facem un buget mult mai bun și mai echilibrat. Și de asta vă rog, dacă ne puteți spune la toți, la toți consilierii locali, la dispoziție un draft. În momentul când se vă face draftul și o listă de investiții, să ne-o dați și nouă în vedere prin mail sau prin formă scrisă. Ăsta ar fi al doilea punct. Și al treilea punct, v-am ridicat problema dacă ați putut rezolva ceva cu al doilea mediu de familie. Ați găsit pe cineva, sunt foarte mulți cetățeni la prin ședinii Berești, din statele învecinate, nu au medic de familie. Până se duc la Pâncești, sunt oameni în vârstă, din Berești, de exemplu, se duc la Pâncești sau la Sat. Aici, doamna Vortul este foarte ocupată. Haideți, poate să găsim o soluție. Știu că ați vorbit cu doctorul Negru, se facă aici la dispensarul uman, un cabinet de chirurgie pentru situație. Da, e o lege, te lovești. Este un lucru foarte bun, chiar de apreciat. Dar hai să rezolvați problema asta cu medicul în familie. Ați spus că aveți ceva în discuții și nu ne-ați mai dat niciun răspuns. Mulțumesc mult! Doriți răspunsul meu? Vă rog. Oh. Ați fiat atât. Nu avea rost să vă întreb. În primul rând, să luăm cu prima problemă care a ridicat. La Berești, în anul 2008, se eliberează un certificat de urbanism cu autorizație de construcție, având ca drept un
încearcă de mult de a face un magazin de șastrii de autoritate, magazin de... În 2012. În 2008. 2008. După plecarea mea din primărie. Am văzut data. Un pic. Certificatul de urbanism, dar certificatul de urbanism din 2008, autoritatea de construcție în 2010. Așa, da. Domnul Mar, dacă nu s-a apucat de treabă, după eliberarea din penitenciar a părintelui Floristeanu, lucrurile rămâneau așa. Pentru că eu niciodată n-am fost implicat cu o reclamație din partea protocopiatului sau a înaltă sfinției sale, sesizat ca vinculă instituții. Până acum toate sesizările au făcut de la parchet, la poliție, la prefectură. Dar din momentul ce s-a făcut sesizarea și la primărie, am încercat să verific legalitatea. Autorizația nu dă cultele. Avizul îl dă cult. Autorizația o dă de la caz la caz primăria sau Consiliul Județean. Cu avizele necesare de însoțire acelui certificat urbanist pentru eliberarea unei autorizații. Din momentul ce a venit criza asta cu pandemie, din momentul ce părinții s-au apucat înapoi de a face un lucru care, din punctul meu de vedere, la ora asta nu este legal, pentru că ce are părintele, te rog să citești, și te rog frumos să-ți dai seama că undeva e o minciună și o să vii la mine cu hârtiile și sunt de acord cu revenirea părintelui și întâlnirea celor doi preoți. Nu vă mai spun că n-am prea simțit tu, a găsit o soluție ca să-l liniștească din cauza că are copii și care o situație mai precară, se găsească un alt post în altă comună sau în învățământ, ca să se liniștească lucrurile alte pentru totdeauna. Părintele i s-a întins mâna, i s-a dat un canon, n-a respectat canonul, n-a respectat nimic și în continuare a încălcat legea. Întreb, dacă ați fi în locul meu, să vedeți că într-o magazie funcționează o biserică cu vechi omenești 15, 20, 30, 50, 70, cât vor fi de oameni acolo, imaginați-vă dumneavoastră ce ați putea face. Eu sunt între Ciocan și Nicovara. Eu am mai trecut în experiența asta nefastă și pe mine nu mă interesează, că chiar și tante Profira e adeptarul Floristeanu, chiar și mama mea a fost adeptarul Floristeanu. Chiar Floristeanu de la mine în Berești a stat în gardă la mama mea. Eu l-am ajutat părintele Băiță cât am putut, n-a făcut ascultare, a devenit obraznic, este obraznic, e problema dumnealui. Eu n-am vrut să mă implic până în momentul când am primit reclamația. Obligatoriu am trimis comisie să verifice, începând cu jurisprudenții, cu cel de la sistematizare, cu polițistul local și au constatat în repetate rânduri de două ori că acolo funcționează într-o magazie o biserică. Sunt obligat să amendez și amenda nimică nu-i mare. Sunt obligat să sesizez organele abilitate la care trebuia să-și parcurgă pașii, autorizația, certificatul cu avizele, care se dă normal și pentru o casă și pentru ce vrei, pentru un garaj și pentru o biserică, da? Și sunt obligat, din ce cauză? Că ei sunt organizați în asociație. Ei au o formă organizatorică care răspunde legal în fața legiuitorului. Și doi, mai sunt obligat moral să vă spun, domnul Madru, pentru că protopopiat, cimitirul care este, cu tot ce e, intră în patrimoniul protopopiat. Ascultați-mă un pic, domnul Mareș, că avem unele care sunt definite. Domeniul public, domnul Mareș. Deci atenție un pic. Eu v-am întrebat. Doriți să vă mai spun ceva? Vă rog. Abțineți-vă să comentați.
Eu vă spun ce se întâmplă și ce am situații de două feluri. Cei care și-au rezolvat problema și sunt proprietari și cei care sunt curs de rezolvat. Nu va exista vreodată în ascult să nu se poată îngropa omul. Dar din punct de vedere legal, ca și întreba acum, și nu mai țin cont nici de stânga, nici de dreapta, chiar dacă s-a dat invers la masa asta, să se întâmplă nenorocire în biserica aia, acolo. Și să întreb eu cine-i vinovat. Cine-i vinovat că au omorât pe aia doi românești? Toți șefii. Cine-i vinovat că ia focul unul și mă arma asta și tot primarul. Și în condițiile când nu mai vorbim să câștigăm electori, sau în condițiile când vorbim așa de suprafață, numai să ne aflăm în teală, mai ales fiind și tu jurist la bază, prima dată pleci de la primărie. Și ai toată deschiderea să vii să verifici bucățică cu bucățică. Eu nu mă băgam. Eu aveam stilul meu de a nu mă băga. Că nu mă bag între preoți, pentru că ferească Dumnezeu prin câte a trecut. Dar din momentul ce se adresează, trebuie să dai și răspuns în termen de 30 de zile. Și acum atenție, domnule. Poate prin dumitare rezolv o altă problemă. L-am chemat pe părintele de, cred că 9 ori, până acum 10 ori. Și în scris, și verbal, și prin socrul frunzul la părbat. Nu a venit domnul Mare la niciun întrevedere. M-a dat culmea, m-a spus să facem de acord, fără niciun fel de probleme. Dacă o vrei, o facem la protopopia, cu protopopul, dacă o vrei, putem să o facem și la Roma. Important este să rezolvăm problema aia care doare la vedere. Adică declinarea asta, care o face părintele Floristeanu, să știi că se condamnă. Și este, el este sub infracțiunea legii. Nu i-a trecut perioada, termenul de, și vă spun, din document. Și cred că vă dați și dumneavoastră seama, termenul de încercare cât e la dumnealui. În țara noastră sunt 4 descrierați de ăștia, dintre care unul e la Filipești. Unul e care a făcut pușcării, unul e care a făcut ion, da? Și părintele nostru care a luat-o puțin razna, dar nu-i preot la ora actuală. El este catericit de Ortodoxia Română, el face parte din Ortodoxiații de 4 oameni din România, restul din afara țării. Te dorești să vezi membrii fondatori din procesul verbal la asociație și o să-ți dai seama cu cine stai de vorbă. El țăracul a făcut-o la ambiții, din orgoliu, și a făcut-o că merge și așa, că ține lumea. Lumea nu te mai scoate de la necaz. Uitați-vă ce se întâmplă, ce s-a întâmplat când au murit oamenii din Colucine. Uitați-vă ce se întâmplă acum, că schimbă pentru un individ. Și uitați-vă că lumea nu mai prea are cum să ajute. Nu vă mai spun că am făcut ședința și într-o secundă termin. Cu cei de la gara. Doamna Domnul a fost condamnată cu 4 ani și jumătate, cu executare, numai s-a presupus că e un trafic din urmă. V-am dat numai așa o chestiune din genul ăsta. Și rugămintea mea care este. Sunt de acord să stau de vorbă cu părintele Frășteanu. Sunt de acord să stau cu părintele Burduță. Sunt de acord să inaugurăm și casa praznicală. Sunt de acord, orice sunt de acord, numai ceea ce se întâmplă acum nu-s de acord. Dacă și noi începem să speculăm lucrurile astea și să promite sau să găsim tu, adică a da viață la unele încălcări ale legii, ne dăm foc singur la băiuța. Vă întreb, cine se face vinovat de toată situația asta? Că trebuie de analize. De toată această situație se face vinovat părintele Floristeanu. Borul se face vinovat. Borul. Borul nu se implică de loc și nu ați găsit vinovat. Deci, nu am așa găsit. Lăsați pe Borul să rezolvă. E Borul. Borul trebuie să implici. Nu am nimic împotriva pe eu din Burduța. Deci, nu înțelegi foarte tare. Nu se împărtează. Domnul Mare, nu uitați că în 2008 când am ajutat să ies prima, am pierdut la un vot. Și tot din cauza Bereștiului. Și tot din cauza lui Frășteanu. Nu uitați că în 2012 și din 2008 până în 2016 a fost altă conducere la primărie. Și singurul care nu s-a băgat a fost Micu.
că de fapt n-a avut nicio hârtie. Ăla era în pușcărie, nici nu era la primărie. Acum, întreb, să se întâmple ceva rău acolo. De asta te rog, dacă se poate face întâlnirea asta, chiar doresc să fac. Mediator, vă rog, ajutați-mă să stăm de vorbă între ei. Deocamdată, Burduja, eu, dumitare, că ești inițiatorul și părintele Părșteanu și n-am nimic împotrivă. Dar ceea ce face el acum, face cu totul ilegal. N-are niciun document decât o autorizație de magazin de lemne. Să știi, nu mă uit la cameră. Să știi toată lumea și inclusiv Consiliul Local. Eu l-am întrebat. Nu e liberat de mine. L-am întrebat. Eu am fărfuit-o, atenție un pic mare. Eu am fărfuit-o până în 2008, cum am putut. Și sunt vinovat pentru un anumit punct de vedere atunci că eu am ținut cu Părintele Brășteanu, cu Părintele Protopom Negoiță, de ne-am dus până la altă așteția sa să-i iau un canon ca să rămân în continuare. Nici școala n-a avut să facă. Și în condițiile astea eu nu pornesc împotriva Părintele Brășteanu. Doar eu pornesc împotriva ilegalității care se întâmplă acolo și dezbinării satului meu natal. Da? Dar la întrebarea a doua. Deci eu l-am întrebat, unde poți să iei toate documentele și pentru spații și pentru profesie? De ce n-ai fost băiat Iisus cum ești de obicei? De ce nu-i adus aici? Eu vreau să informez spații, nu știu asta. A doua, acum și citești eu urmărit de spațiu, clădirea, este o problemă. Serviciile lui religioase este o altă problemă. Deci s-a spus că nu are voie să spună treabă. Bun, asta e o altă discuție. Lați-mi un continuare să explic. Deci spațiul este sensibilitatea celor care se candidează pe părinte. Lați-mi să se înțeleagă situația. Deci, clădirea a avut aviz de asta, autorizație de funcționare de construire în 2012. Ea a avut valabilitate 2 ani de zile. După care spațiul ăla poate să schimbe destinația, așa spune legea, cel puțin. În magazin poți să fac magazin, poți să fac hârțima, poți să fac ce treabă. La întrebarea a doua, domnul Marezu, deci, lăsați-mă să duc ideea, vă puteți super. Deci, după schimbarea destinației, ca să faci biserică sau un loc de religios, îți trebuie aviz de la Ministerul Culturilor, domnul Ionat, nu trebuie aviz, pentru că este o profesie liberală. Domnul poate așa înțelege. Vă rog, abținiți-vă, veniți la primărie, verificați, scoateți actele șarase și al lui, și o să vedeți sunteți într-o mare eroare. Eu face și în curte, domnul, dacă eu face în curte, îți mergem la domnul Zăz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 
fac la ei. Face curte, care-i problema? Și poți ce te rog? Să ai acolo la tine, care-i problema? Întreba bordul noastră. Nu cred că e problema noastră. Trebuie rezolvată legalitatea lui. E problema constitucională. Nu am altă problemă. Trebuie rezolvată legalitatea. Că dacă se întâmplă un fenomen, și dacă se întâmplă, repet, încă o dată, un fenomen de foc, de albi, un deces, ceva, de răspunzător sunt numai eu. Pentru că semnatarul autorizațiilor, semnatarul legalității, semnatarul luatul măsurilor de ce a fost condamnat piezonii, când am dat aviz. Și începem aici să plecăm mantinera ca să câștigăm 2, 5, 10, 20 oameni, se intre în legalitate și n-am nicio problemă. El la ora actuală, domnul Mariu, la ora actuală nu este în legalitate. Mulțumesc frumos pentru efortul care îl face și aduceți-l să vorbim. Și o să constați până la urmă și dumitare dacă e legal sau nu. La protocolia, domnule. Deci, răspunsul la întrebarea a doua. La anunț cu bucurie cu bugetul. Deci, dacă sunteți interesați, dar dacă nu mă abțin, mulțumesc și să-mi domnul Romic, aveți data primă. Deci, la capitolul buget primărie, sunt mulțumit că avem niște bani de încasat la finanțele publice, plus și mai avem, sunt undeva
la circa 110 miliarde, mai mult cu 10 miliarde decât anul trecut. Fără să cunosc repartizarea de la bugetul statului la ora asta. Să vedem dacă o să ne mai dea ceva, de la nare, o să ne mai dea. Sunt în continuare adeptul pentru împrumutul ăla de 4 milioane de lei, dar până la urmă ori nu găsim pe nimeni să ne financeze. De ce? Și iar mă abțin să comentez. S-a întâmplat la asta, spus Marea Minune, care cunoaște toate băncile. Că nu-s de acord consiliere, că nimeni nu mai știe că am câștigat hotărârea, că comentarii. Vedem ce zice cecul. Noi am făcut adrese și am spus treaba asta pe site ca să prezinte orice bancă de România. Sunt în așteptare, dar nu renunț la ideea asta. De ce nu renunț? Pentru că este o linie de credit care numai când ne arde măseaua de a face, de a da cei 20% din proiectele care le avem, și acum atenție, avem proiecte la ora actuală aproape de 900 de miliarde, iar și am făcut până acum de 380 de miliarde care sunt de rurale, verificațiile, unele sunt gata, finisate, date în folosință, unele sunt pe drum. Mai avem de completat încă 5 km de asfaltare care introducem Conțești, acolo și mai sunt câteva trasee la Pâncești. Completăm satul Berești cu toate ulițile, cu 2 km 200 asfaltare, dar nu cum s-a făcut în cele 4 locuri care tot le reclamă Niculeta pe Facebook, de mă doare capul și pe grup PSD, da, și fotografii, și are dreptate. Ăia nu o să primească garanția lucrărilor până nu-și face treaba. Și avem proiectele care le știți și nu le spun acum. Aveți 135 de miliarde apă, canal, Pâncești. 131 de miliarde apă, canal, s-a spus Adbăr, cu tot ce e la deal. Gaz, metan, Berești, Pâncești, Conțești. Cămin cultural, depus la cei. Piața, depus, toate așteaptă la finanțarea oamenilor. Și acum am venit în completare, reabilitare, școală, s-a spus, și Berești, și creșă, adică grădinițele copii, care ministrul maghiar a zis că au priorități, primele priorități din asta. Aceste proiecte care le am, se află și pe site, le avem să vi le dăm la fiecare, le am și eu pe tabel în stadiu în care se află. Și ca să vedeți că vă spun drept, asfaltarea s-a făcut, căminul 80% e gata la Pâncești, școala generală e în funcțiune și tot așa, asfaltarea la Berești și tot dacă vi le iau și vi le derulez, o să vedeți că am dreptat. Pentru acești 110 miliarde, pentru acești 900 ceva de miliarde care trebuie să... Noi nu vorbim de bani de la bugetul statului. Vorbim bani numai din proiecte. Trebuie să ai minimul 20%, plus celelalte cheltuieli, ridicări de tot, OSP-ul, mistocire. Suma asta nouă, dar din ce am, pot să termin ce am început. Cu greu, dar pot să termin ce am început. O să mă criticați. Sascutul n-a plătit anul trecut nici măcar 54% din taxe locale. Și de asta acum vin cu o idee, chiar dacă e mai dură, la viitorul buget, la viitoarea ședință, și aici trebuie să o gândiți toată lumea, pentru cumpărarea cel puțin 1000 de conturi, de conturi de apă, să contorizăm apa acolo unde am investit. Pentru că dacă nu facem lucrul ăsta, nu vom supraviețui cu viitoarea societate, da? Și dacă nu facem pasul ăsta, fiecare va consuma hăvotii. Și ăia de la vale vor avea apă să ude și via, iar ăia de la deal pot să le mai pună 10 rezervă, nu vor avea apă niciodată. Nu vă mai spun de proiectele care sunt acolo, că sunt în număr de 21, cu extinderea energiei electrică, cu
Hai, Ionel, ajută-mă. Cum să le-am spus, că șapte numai care le-am zis. Asfaltare, iar pe calamități. Deci, efectiv, sunt bani pentru a supraviețui. Iar repet, iar să mă audă camera. Dacă pentru celelalte județe sau pentru celelalte OAT-uri care au primar PSD de culoare roșie, nu s-a dat nimic, ceilalți au primit în noiembrie bani cu ghiotor. Și aveți pe site, a fost critica făcută, e dosar penal pe rolul ăsta la instanță din Bacău, deci efectiv ne-a păstuit. Și încă o dată revin și politic de dura asta, poate avem pe unde deschide ușa, pe partea stângă. Pentru că nu luăm pentru Răuț, luăm pentru comună. Că se face pe timpul Răuții bine, se facă pe toate timpurile. Dar dacă pierdem trenul acum, că sunt cele 800 de miliarde de lei de la Uniunea Europeană, l-am pierdut trenul. 80 de miliarde. Sau 80 de miliarde de lei, scuze-mă. Cât o fi. Și aveți cum. Încercați de vorbit, încercați de ajutați-ne, încercați de prindeți-l pe domnul Ferechiu. Sau alt domn care fac parte din județul Bacău, că s-a spus la intrare din branci. Și că avem depuse proiectele, stau la finanțare, sunt depuse în totalitate. Și pe AFIR, și pe PNDL, și pe POEM, și peste tot am depus. Așteaptă la finanțare și știi cum e acolo? Alo, ia uitați-vă și la... s-a spus. Și suficient. De asta, să știi, Marius, l-am invitat pe prefectul de Bacău, da, și n-am făcut diferențe. Am invitat și pe președintele Consiliului Județean și n-am putut veni. Am invitat și subprefectul, am invitat și pe cei de la DSP, cu ceea ce am făcut aici cu vaccinarea. Solicit acum în Gura Mare să funcționesc cu două centri, pentru că eu fac 60, am pe tablete de așteaptări, să mă așteptare cu miile. Și eu am patru cabinete de funcționare, deci ar putea funcționa cu patru fluxuri. Am medici, am asistență, am registratori, am tot. Sunt cu plățile la zi. De asta v-aș ruga, pentru chestiune de comună, lăsați-l dracului pe Răuț, deoparte. Băgați în seamă comuna. Că o să se zică că bă, s-a făcut și pe timpul lui Chiriac, și pe timpul lui Gheorghiță, și pe timpul lui Iosu, și cu Maru, și mai lăsăm PSD-ul, că e de atâta timp, dar s-a făcut. Și un lucru bun făcut, e făcut de toată lumea. Eu tot timpul am vorbit de bine când mi s-a dat. Eu dacă am o problemă, n-am o problemă cu Partidul Național Liberal. Am o problemă cu oamenii din Partidul Național Liberal. Că dai pe câte, de câte un prost, te izbesc cu capul de sus, din ca jos. Și nu duci lipsa nici ai mei, nici a voștri. Peste tot găsim gică cu altă. Dar pentru comună, vă rog frumos, lăsați orice amorizități, lăsați orice conflicte, orice supărări și trecem la treabă. Păi ce-i convine lunelui Iosu? Că ia un euro pe vaca și stă de noapte până zi murdar de bani că sunt Răzvan sau Piciorul sau alții. Că e un euro pe oaie, că s-a tăiat toate subvențiile la tomate, la lână, la tot. Lână a venit și vă dau degeaba. Am 15 tone. Imaginați-vă că e greu în agricultură. A dus o bine și iarban pe câte hectare a avut irigabil, dar ei s-au murit de foame. Numai ei știu de unde au scos și ce au făcut ca să poată da mie de kilograme la hectare. De asta v-aș ruga. Ca în Consiliul Local, indiferent ce se cere, am dat dispoziție aparatul de primărie. Toată lumea trece pe la mine pentru ca să știu. Dar toți consilierii au aceleași drepturi egale să vină să se intereseze de banul public, de tot ce înseamnă, pi, Marian s-a cumpărat și de bună dreptate. Ăștia nu au bani la Ivo de salarii și eu nu i-am dat lista, i-am dat avizul lui Gheorghiță, iar Gheorghiță îl plimbă și îi face mușul ăsta la picioare de două săptămâni. E corect? Oare ce gândește el, Marian, și spune, băi, dar ce-i acolo în Gheorghiță? Și eu vreau să-i bag bine.
Saman, soția dumnealui și cu doamna Tache strânge bani pentru bețivoara din Dumitru, care numai treaba nu și-o face. Deci am și eu problemele mele, sensibilitățile mele, dar nu le pot duce. Și în fața camerei spun, cu toată lumea jucorec, dar unde pot să prezesc, prezesc. Adică, efectiv, mă știți, n-am dat o amendă în viața mea la nimeni și bine ar fi să încep cu biserica la Berești. N-am băgat pe nimeni în pușcării și m-a furat și unii și alții. N-am făcut rău la nimeni, la toată lumea am dat ceea ce nu și ajutoare de mormântare. N-am dat eu. Voi am dat, sunteți Consiliul Local, voi am aprobat bugetul. Dar mi-am făcut bine. Și n-aș vrea la un moment dat să treacă trenul prin gard, cum am mai trecut 8 ani de zile și l-am făcut. Și pentru asta vă rog să audă și cetățenii comunii Sascuri că aveți posibilități să ne ajutați. Sau să ne ajutăm. Că restul, dacă o fi să mă ia dracu, sau dacă o fi să ia dracu prin noi pe unul, ne ia și cu voia, și fără voia, la rând. Cetățenii cu sau domnul? Deci... Nu da filmare. Dau filmarul și mă deci... La filmare fără. Întrebarea a treia, Marius, era... Cu domnul doctor, la de familie, la doilea medic de familie. Cu al doilea medic de familie. Marius, eu intenționez. Și am intenționat ca să ajut pe doamna doctor Bultu și doresc ca fața dumneavoastră să vină să deschid un centru aici. Ia și cu altcineva pe chestiuni de sănătate, boli neuropsihice, boli de alea, cum ne zice domn doctor, care te duci și îi spui aia tot. Psihiatrie, psihologie, neurologie. Psihologie, cu n-am văzut în viața mea câte cazuri am văzut din cauza COVID-ului ăsta și câte de cazuri. Dar mai sunt pregătit, Mario, și mă adresez ție că mi-ai pus întrebare. Că mai trebuie exact vreo 600 de milioane vechi să utilizez la Berești, să fac apa, WC-ul și să fac și acolo un centru, adică un punct sanitar cu doctor, cu tot ce trebuie. Că luat pe total pacienți, depășesc medicii numărul și nici bani nu iau așa cum trebuie, ca să sănătate caută orice motiv să nu le dea. Și aici, pe chestiunea de sănătate, este foarte sensibilă. Deci, aia a fost ideea. Dacă cumva, și acum e domn doctor Zarăvar aici, găsim un om, o femeie, meseriașă pe medicină și vrea să vină în condiții la Sascut, cu mare drag. Deci, cu mare drag. E posibil săptămâna viitoare ca doamna doctor Andrada, și nu mai știu cum îi zice, fata doamna Butur, să se hotărească dacă îi da sau nu. Dacă îi nu trebuie neapărat un medic de familie, pentru preluare. Clar, domn doctor îi ful. Dincolo, domn doctor Balaș îi ful. Doamna Butur nici nu mai vorbesc. De săracii ei... Dar ia imaginați-vă acum la o comună de 6.000 de oameni sau de 4.000 de oameni care n-au niciun medic. Deci suntem singura comună care am deținut și dețin și acum cu 3 medici de familie în locul 1 pe județ. Am avut 4. Deci condițiile astea spus sunt bune și încercăm să găsim o soluție de rezolvare. Am găsit înțelegerea doctorului Nieriu, care va veni și vine în continuare, chiar are nevoie de bani, are nevoie timp liber și vaccinează. Și mie doctorul ăla ajută doctorul. Al Bețișor. Așa, care i-am găsit acolo. Avem 14 asistenti care funcționează atâta când îi permite, că dacă aveți două fructuri, ar fi toată lumea mulțumită. Ce să vă mai spun? Avem 5-6 observatori care își face treaba. Avem full solicitarea pe... Cum îi zice domnul doctor? Plan Pico. Pe programare. Pe platformă. Vin și de peste tot.
Și avem și norocul dat de Dumnezeu că ne-a dat vaccinul ăsta Moderna, care e un vaccin bun. Eu nu spun garantez rău. Eu am făcut vaccin și unii din prietenii mei nu le-aș dori să ce am pe suflet să le spun. Nu mă gândesc, s-a făcut un ser așa de ochii lumii. Păi dacă și eu fac un ser care îți vai de capul meu, păi atunci cum poate să gândească numai negativ, numai împotrivă? Cum a spus eu de Marian care i-a fost rău? Păi Marian era s-o dreapă, că nu ne vom vaccinul. S-o alentat, Marian. Și el, te unde, chiar am băut după. S-o alentat. Deci astea sunt răspunsurile și în final vă invit la buget. Înainte de a supune bugetul în ședința de Consiliu, să ne luăm pe fiecare în parte. Sunt, vreau să vă spun că restanțe nu prea avem. Suntem undeva tante pe tante. Da? Și sper că anul ăsta cu siguranță se intre cele patru proiecte mari, în vorba de vreo 600 de miliarde. Apă, canal, s-a spus ca Plăgești, gaz, metan, Plăgești, Berești și Pontești. Și ea ca din două de lăsa s-a făcut aproape 500 de miliarde. Și dacă intră astea, și voi sunteți văzuți bine, și eu sunt văzut într-un fel bine, că mie calitatea care mă face lumea și nu mă face prost, e o bucurie. Mă face hoț, iar bucurie. Și nu uitați că e greu să conduci comuna, s-a spus. Că dacă luați partea intelectuală, partea medie, cu tot ce vreți, nu e greu, e foarte greu. E greu să conduci un consiliu local, e greu să conduci singur pe toată familia, da, păi primăria Comisă. Pentru asta eu vă mulțumesc pentru că ați fost de acord cu proiectul de azi. Urez o săptămână bună. Domnul Costea. Da. Vă rugați într-o ședință anterioară cu șoseaua, cu străbuța aceea de sens unic, să interveniți cumva la reparatul, că sunt groși și ne stricăm mașinile. Și am văzut ceva acolo la intersecția aceea, la ieșire. Pentru că e periculos. Sunt parcate mașini pe toată strada care merge de la târg spre Sascusat, imediat la vechea poștă, cum ar veni, așa, și nu ai vizibilitate spre stânga absolut deloc. Eu mă izbesc de situația asta în fiecare dimineață. Deci, acolo trebuie să intervenim și ați promis că rezolvați problema gropilor de acolo. Unu. Doi. Câinii s-au înmulțit, iar e primăvară și știți că primăvara e jale cu câini. Tot parcul numai câini. Și nu numai în parc, și la tomberoane, dacă ați văzut că dau jos din tomberoane, se urcă în tomberoane și dau jos, e ca automâncare. Trebuie să rezolvăm și treaba asta. Și o întrebare, cine este acum președintele GAM-ului? Da, imediat. O să răspund, da? Cu șoseaua, dacă sunteți interesați cei care sunteți de față, când votăm bugetul cu 7.500.000, terminăm tot intrabilanul comunii Sascu până la Părintele Stan, toate intrândurile, inclusiv tot ce înseamnă intrabilanul comunii, șoseaua principală, cu tot ce am făcut data trecută. Inclusiv despre ce vorbești cu găurile astea. N-am putut să fac anul trecut din cauza timpului și banilor. Și acum, recent, am făcut contract cu doamna doctor, cum o cheamă, de la DSB, doamna doctor de aici, contract de prinderea câinilor, că singurul autorizat care poate împușca la ora actuală, chiar dacă râdeți, chiar dacă plângeți, e Dobrea Biurel. L-a luat sub contractat, ca să începem să prindem câini, să-i ducem căsături și oricule de ei. Știu despre ce e vorba. Și ultima problemă, astăzi s-a votat în GAL,
primărița de la Horgeș, Luminița Tenea, ca viitoare președintă la gala. Asta a votat. Că doamna Dontru a votat. A fost condamnată cu 4 ani și jumătate în închisoare pe executare pentru că a primit un telefon și înregistrarea. Imaginați-vă că poate s-au mai liniștit. Că dau un exemplu, ați primesc, așa, ca să vedeți, primesc un telefon să vorbesc la spital pentru fata șoferului meu, Cătălin Pavelescu, a repetiția Găbuță avea 420 glicemia și a internat-o cu mamă sănătoare. Dacă aș fi dat un telefon, noroc că am găsit altă formă de adresare și că toată lumea trebuie să stea la rând. Și eu, ca primar, n-aș putea, dacă faci un stop cardiac acum, trebuie să suni pe domn doctor, domn doctor trebuie să suni pe popa, popa manager trebuie să suni și tot așa, ca să pot ajuta un om care ar înnecat. Bun. Asta, dacă e, dacă nu, eu vă mulțumesc. Tot la diverse mai era și cererea părintelui Dragomir de la Concepție. Da. Cererea lui părintele Dragomir n-am vrut să o pun azi în discuție, deoarece n-am judecat buget. În comisia care va fi formată pentru buget, va fi prima dată în istoria neamului românesc, chiar dacă eu sunt aici 30 de ani, care vă face cu cap. Nu că până acum s-a făcut fără cap. Dar sunt și unele priorități care primarul ori obișnuit cu ochiul, ori cum le vede, ori trec peste ele, vin din partea celor care reprezintă mulțimea. Și atunci o să facem o ședință fără votarea bugetului și o să începem. Păi, contabilul așa e pe aici, începem. Care sunt prioritățile? Uite, astea sunt 18 proiecte. Uite, astea sunt proiecte. Mergem pe extindere sau mergem pe apă galată? Mergem pe apă, pe gaz metan sau mergem pe lemne de foc? Mergem pe teren, adică facem piață sau facem căminul cultural? Facem podurile că sunt prinși banii sau facem șoseaua? Și atunci toți o să zică, domnule, dar nu poți să tai de la mine, o să înceapă cum să știe. Sărea din kilometru doamna Nicoleta și Costel Popa, păi, dar nu face la noi asta. Dar chiar nimica, domnul primar, dar chiar a trecut ani și nu mi-i băgat în seamă. Părcești tu, Sare Gheorghiți, dar la noi... Dar acum la Pâncești, dacă dă Dumnezeu să prind apa canal, se duc vreo 4 de miliarde. Cu tot ce e. Cu podul, cu căminul, cu școala, cu ălea. Deci școala și căminul 1 milion. Am dat un exemplu. Podurile mai e 1 milion. Și cu apa canalului 35 de miliarde cu gazul metan, 54, imaginați-vă, exact cum am zis, 330 ceva de miliarde pe, nu mai spun de apă, de ălea, de altele mici. După aia asfaltarea. După aia Cepinicul cu ăsta, iar cu Valea Nacului, Conceștiu. Și uite așa intrăm la bataie. Și cu preotul, nu ați zis. Deci cu preotul am zis că eu sunt de acord cu această solicitare. Să vinim în buget. Vedem ce prinde la culte, că nu-i numai singura solicitare. Eu până acum n-am ținut cont că e Biserica Catolică, că e Biserica Ortodoxă, că e Biserica de stil vechi. Deci n-am ținut cont de nimic și am căutat cu aprobarea dumneavoastră să grăbuim, să ajungem în faza care sunt. Dar n-aș vrea ca la bere să mai ceară încă 100 de milioane sau două, să finisăm cu mobilier cu totul, că e acolo ajuns în faza, să nu terminăm treaba aia și o definitivă. N-aș vrea ca la Bălcuța, unde mai trebuie acolo un miliard și să fac fațada și terminăm tot acolo, să fie ok totul și să nu pot da pe din afară o structură de rezistență și un ceva strop sau ceva și să dă.
N-ar vrea la Schinene nici aia, unde casa praznicală e 80%, trebuie câțiva bănuți să-i facem la târg aici, se poate inaugura și mâine cu câțiva lei și putem rezolva problema. La Consești trebuie să schimbată structura de rezistență a bisericii. Și acolo să trebuiască niște bănuți. Adică să ne înțelege că și-a făcut veceu, că și-a făcut ceva, că e ceva mărunțel. Acolo trebuie făcut biserica aproape 40-50% recondiționată. Și avem posibilități să aruncăm niște bani. Am stat de vorbă cu părintele Protopop, care o să-l invităm, și preoții, ca să facem o treabă corectă. Dom'le, atât putem face anul ăsta. Mandatul e pe 4 ani. Anul ăsta terminăm 2 biserici. La anul mai terminăm 2. La anul ăla mai terminăm 2. Și am terminat cu biserici. De asta, adică trebuie gândit fără răbătate, fără că la unele e lux și la unele e vai de capul lor. În funcție și de cât eloria sunt în satul respectiv. Și găsim soluții. Acum la Prâncești trebuie să mă apuc să fac gardul, porțile și tot ce este acolo. Nu vorbim de bani de la buget, vorbim de alți bani. Vorbim de bani de la subsemnatul. S-a achitat cu locutul acolo, bănuțele aia știi cine sunt Consiliul Parochial, știi lumea, pentru că asta e viața. Mai dai să rămâi și tu acolo, că nu vezi cum e nimic cu tine. Pentru faptul că a fost, cum îmi zice, în altul bunutul, m-a mai întors Dumnezeu și înapoi, nu? Că... Și unde au mai rămas, unde au mai rămas. Și am văzut cu ochii mei ce se întâmplă de asta, am zis că fac vaccinul și în genunchi. Și îndemn pe această cale pe toți săranii mei să vină să-și facă treaba asta vaccinul. Pentru că cu aprobarea Consiliului Local aș vrea să dau o dispoziție la primărie că cei care nu au vaccinul făcut în învățământ și în instituțiile abilitatele statului din 2 în 2 zile sau cel puțin de 2 ori pe săptămână să prezinte test. Pe banii lor. Că n-ar nicio vină la care vine în relație cu tine, tu ai COVID și vii la servici și sufli în nasul ăla și mie îmi crește procentul de comună și îmi închid unele drepturi ale celorlalți. Și chiar uitați-mi lucrul ăsta, să vă cer aprobarea verbală, dacă cumva vedeți bine intenția pe care o am. Cel care nu-și face testul să vină cel puțin o dată sau de 2 ori pe săptămână cu testul făcut. El, domnule, sunt negativ sau sunt pozitiv. Și asta m-am consultat și cu domnul doctor Taravan, m-am consultat cu doamna doctor Cursu și cu domnul doctor Bach. Urma să vă mai informez pe dumneavoastră, pentru că se speculează pe urmă. Ce bă, dar ce nu e obligatoriu? Dar ce obligație ai, bă, dacă vine la săptămâna cu tine și îi se îmbolnăvește copilul? Adică, cred că e o gândire corectă din punctul meu de vedere și sănătoasă, pentru că neapărere. El l-a ridicat de la Berești pe Zavastin. Nu, că dacă faci așa, o să o tăia ca abuz. Și cum zici toți care scrie... Nu este niciun abuz. Eu m-am făcut la vizionare, nu m-am făcut la vizionare și nu ia așa. Vorbesc, că aici am auzit-o și Nicoleta comentă. Vorbesc cu cei care au locuri de muncă și depind de ranți de ei. Păi a fost doar dacă e obligat să vaccineze, dacă e obligat să vă prezinte teste că nu sunt bolnavi, nu e niciun abuz. Da. A spus foarte bine. Exact, așa. Mulțumesc. Ție a fost. Da, vă mulțumesc foarte frumos. Dacă mai are cineva ceva, ce spune cu mare drag, dacă nu... Dacă nu, e clar și bine.